O prietenie de o viață. Ieri, 29.10.2022, am fost invitată la parastasul de un an al unei persoane care mi-a rămas în suflet, chiar și acum, după plecarea într-o lume mai bună și poate mai frumoasă. Am primit cu mare bucurie această invitație, având în vedere că pe această doamnă, deoarece despre o femeie este vorba în povestea noastră, o cunosc încă de pe vremea când eram în burta mamei mele. Tanti Gheorghița era o femeie destoinică, extrem de harnică, pricepută la foarte multe lucruri și foarte înțeleaptă, cu care îți făcea plăcere să stai la povești fără riscul de a regreta vreodată timpul petrecut împreună cu ea. Îmi aduc aminte de dânsa, o femeie de statură medie, care niciodată nu a avut probleme cu greutatea, fiind mereu destul de slabă, cu o față ușor creolă, cu ochi închiși la culoare aproape negri, mereu cu un zâmbet pe față și o vorbă bună și înțeleaptă pentru toți cei cu care intra în contact. S-a cunoscut cu părinții mei încă înainte să mă fi născut eu, fiind colegă cu mama mea la țesătoria Dacia din cartierul Bucureștii Noi, iar, în timp, legând o prietenie pe viață cu ei, dar și cu mine. Îmi povestea mama, Dumnezeu să o odihnească în pace, că împărțeau totul, deoarece vremurile erau grele și astfel au știut ele să se susțină una pe alta. Mereu am admirat prietenia dintre acestea două, deoarece era o prietenie adevărată, bazată în primul rând pe dragoste sinceră, pe respect și ajutor reciproc necondiționat, de parcă ziceai că sunt surori. Împărțeau și bunele și relele vieții una cu alta și mereu erau împreună, mereu aveau ce-și povesti, mereu aveau activități comune, vizitându-se una pe alta foarte des. Pe vremea când părinții mei locuiau încă la o bătrână în strada Grefoaicelor, de pe lângă fabrica de cărămidă din Străulești, unde mama mea lucrase o perioadă de timp după venirea în București, o altă colegă a celor două a găsit un teren de vreo 480 de metri pe șoseaua Chitilei, propunându-i mamei să cumpere împreună acel teren pentru ca, în timp, să-și construiască fiecare dintre ele propria sa casă. Tanti Gheorghița a fost cea care a susținut-o pe mama în luarea acestei decizii extrem de importantă pentru ea. Și nu s-a mulțumit să o susțină doar verbal, ci atunci când bunica Floarea a venit la București cu o căruță plină de salcâm și paie spre a o ajuta pe mama să-și construiască o casă în București, tanti Gheorghița împreună cu nea Vasile, soțul său, au pus mâna la treabă și i-a ajutat la această construcție. Zile întregi au driguit cu picioarele goale pământul roșu amestecat cu paie pentru construcția casei de paiantă, pe care părinții mei împreună cu bunica dinspre mamă și cu Costicuță, fratele mamei, au ridicat-o pe jumătatea de teren cumpărată împreună cu tanti Tanța, prietena și ulterior vecina noastră din fața casei. Tanti Gheorghița a fost cea care s-a bucurat foarte mult aflând că mama este însărcinată și va avea un copil despre care deja aflase de la bunica Floarea, care, așa cum am povestit în cartea Bunica, scumpa mea bunică, puțină istorie, multă recunoștință și iubire, într-o povestire, că va fi fată și că deja bunica o și botezase cu numele Neluța. V-am povestit cum bunica în acea vară a anului în care m-am născut eu a făcut sărmana naveta la București cu materialele necesare construcției unei case de paiantă în care ulterior am crescut și m-am dezvoltat eu ca om. Eram foarte mică și îmi petreceam timpul în landou, un fel de cărucior de copii,
printre grămezile de pământ roșu, stâlpi de salcâm și alte lucruri necesare construcției, iar printre cei care aveau grijă de mine, evident că se afla și tanti Gheorghița atunci când mama se ocupa de pregătit masa sau era implicată în vreo altă treabă. Și acum îi mai aud glasul ușor răgușit și îmi simt mâinile calde și tandre cu care mă înfășa, mângâia și mă îmbrățișa ori de câte ori ne întâlneam. Întâmplarea a făcut, așa cum povesteam în cartea mai sus menționată, că într-una din zile eu să mă plictisesc singurică în camera pe care reușiseră până în acel moment să o termine și cum necum am plecat la plimbare pe sub improvizația de pat pe care o făcuseră părinții mei în acea cameră. Evident că tanti Gheorghița, nea Vasile și toată familia au purces la căutarea mea, convinși fiind că mă furaseră țiganii care, trebuie să recunosc, că și pe vremea aceea își făcuseră un obicei din a fura copiii oamenilor, pe care apoi îi obligau să cerșească pentru ei. Asta pentru că încă nu aveam un gard de protecție, ei erau ocupați cu acea construcție și poate nu fuseseră suficienți de atenți. Și da, și tanti Gheorghița a vărsat lacrimea mare pentru pierderea mea, s-a speriat și m-a căutat peste tot pe unde credea ea că aș fi putut să fiu, alergând chiar pe străzile adiacente, în speranța că poate îi găsește pe cei care m-au răpit. Doar că inspirația bunicii Floarea, care, așezându-se în genunchi spre a vedea mai bine sub patul improvizat, a condus la găsirea copilului năzdrăvan, care își făcea de treabă cu propriul rahat, a cărui gust se pare că îl cucerise iremediabil, având în vedere datele vizuale care confirmau acest lucru. Apoi nu pot și nici nu vreau să uit vizitele făcute la tanti Gheorghița, care mereu avea ceva bun prin casă ca să-i dea unui copil ca mine, iar apoi, adult fiind, nu exista vizită în care să nu mă invite la masă și să mă răsfețe cu tot ce avea ea mai bun prin casă. O țin minte ca fiind prezentă la toate evenimentele familiei, sărbători de Paști sau Crăciun, Revelion sau zile de naștere, înmormântări sau simple petreceri în familie. Evident că a participat la mormântarea tatălui și apoi al mamei mele, unde se vedea tristețea pierderii prietenilor săi de o viață. Când mama a plecat într-o stea, tot tanti Gheorghița a ținut un an întreg candela aprinsă alături de fotografia mamei și zi de zi a făcut rugăciuni pentru prietena sa, ba mai mult avea mereu grijă să-i dea de pomană. Cred că tanti Gheorghița este cea care a visat-o cel mai mult dintre noi toți, deoarece nu odată am primit telefon de la dânsa că iar a visat-o, și era bine, și era veselă, și era fericită. După plecarea mamei, simțeam nevoia sufletească să merg să o vizitez destul de des, în dorința de a mă bucura cât mai mult de prezența sa în viața noastră. Îmi povestise odată că aici la noi în cartier, unde locuise și dânsa înainte de a se muta undeva în Brănești, era un magazin anume de unde îi plăcea să cumpere smântână și brânză dulce, iar eu am reținut și ori de câte ori mergeam la dumnea ei, aveam grijă să-i cumpăr și să-i duc ceea ce știam sigur că o va bucura foarte mult. Am suferit alături de dumnea ei atunci când soțul său, nea Vasile, a plecat pe neașteptat-o, lăsând-o extrem de îndurerată. Din acel moment, starea sa de sănătate s-a deteriorat treptat și, încet, încet s-a pregătit pentru marea călătorie pe care toți o facem atunci când vine vremea noastră. Din nefericire, vârsta, starea de sănătate și singurătatea pe care toți o resimțim atunci când partenerul a plecat într-o altă lume,
ne epuizează resursele fizice, psihice și sufletești și plecăm în marea călătorie fără să mai ținem cont de suferința celor pe care îi lăsăm în urma noastră. Astfel, pe 1 noiembrie 2021, și dânsa a plecat, așa precum o știam, în pace și liniște, Dumnezeu să o odihnească în pace. În acest an, de foarte multe ori i-am simțit prezența, i-am auzit vocea inconfundabilă și îmbrățișarea caldă și tandră pe care mi-o oferea ori de câte ori ne întâlneam. Mereu am simțit-o ca făcând parte din familia noastră, am iubit-o și am respectat-o din tot sufletul și îi simt lipsa așa cum simt lipsa propriilor mei părinți de care mi-este atât de dor. Mulțumesc și sunt recunoscătoare bunuțului că mi-a dat un așa exemplu de prietenie adevărată, care din nefericire acum nu prea mai există între oameni, având în vedere că democrația aceasta a fost atât de prost înțeleasă, încât toată lumea se focusează doar pe partea materială a vieții, uitând că sufletul nostru are nevoie de iubire, apreciere și sinceritate. Te iubesc, Tanti Gheorghița, pe soțul dumitale și pe copiii care au avut grijă să mă cheme la evenimentele plecării în marea călătorie și știu că nu te voi uita vreodată și sigur ne vom reîntâlni când va veni vremea mea. Doamne ajută!